În baza aprobatoriului administrat, polițiștii biroului rutier Baia Mare au reținut pentru 24 de ore un bărbat depistat în timp ce conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. Echipajul de poliție, aflat în serviciul de patrulare și monitorizare a traficului rutier, a oprit pentru control autoturismul, care circula pe strada motorului, identificând la volan un bărbat de 46 de ani din municipiu. Întrucât acesta, emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, reieșind o concentrație de 1,29 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii rutieri l-au reținut pentru 24 de ore, fiind depus în centrul de reținere și arestare preventivă Maramureș. Polițiștii sunt angrenați zilnic în activități operative pentru depistarea participanților la trafic, care încalcă legislația rutieră, dar și pentru monitorizarea stării șoferilor. Aceste măsuri ferme sunt menite să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor rutiere. Reprovocate pe fondul băuturilor alcoolice la volan. Astfel, se recomandă șoferilor să adopte o conduită responsabilă în trafic și să nu conducă autovehicule sub influența băuturilor alcoolice.